Astăzi voi încerca să devin un fotbalist profesionist în 24 de ore. Îl avem aici în poartă pe bunul meu prieten Robițu, care e și YouTuber. El chiar a făcut câțiva ani de portar, parcă. Da. Băieți, hai să vedem acum cum execut un penalty. Având în vedere că sunt începător, nu joc fotbal profesionist. Următoarele 24 de ore, să sperăm că o să devin chiar un jucător decent de fotbal. Ce ai făcut, Ștefule? Sper să se fi văzut ceva pe GoPro. Mamă, dacă m-ai apărat. După cum vedeți, băieți, nu le-am dat eu atât de bine. Am dat două, parcă. Îl avem în poartă pe Robițu, cei drept, care a jucat la Chelsea, la juniori un an. Acum urmează loviturile libere. Băieți, trebuie să dați 100 de like-uri pentru următorul videoclip cu Robițu, portar Chelsea profesionist. Haideți să vedem dacă dau una cu stângul. Bă, băieți, eu cred că se pune vinclu oarecum. A fost vinclu? Și din prima, da, din prima. Băieți, ultimele două lovituri, hai să vedem de ce suntem în stare. Eu zic că m-am descurcat admirabil pentru un începător. Hai să vedem ce zice Robițu, hai să vedem dacă le apără pe astea. Let's go! Bă, bine, trebuie să mă arunc! Gata, mai! Ultima! Băgai mea, m-am aruncat la niciuna. Băieți, lăsați în comentarii opinia voastră despre cum am descurcat prima oară la lovituri libere. O să mai dăm unele la final să vedem dacă am progresat, dacă o să devin fotbalist profesionist din vară la Steaua. Uitați-vă pe Robițu acolo, adună micile. Acum urmează Two Touch Challenge. Vreau să obiectez, ia asta. Ce vina mea, băieți, că nu m-am aruncat la niciuna. Toate că joacă la Chelsea, a jucat la Chelsea. Gata, cu 5 ani. A jucat. Acum vreau să-mi spui părerea ta sinceră despre cum am descurcat. Very good. La început? Foarte bine. Ce notă de la 1 la 10 ceva? 8. Perfect. Să nu ți-ai în cap. Acum urmează tuta challenge, dacă nu știți, Robițu o să-mi dea o pasă. Eu trebuie să ating de 2 ori mingea și trebuie să dau gol, după cum știu. După o să urmeze crossbar și după dribblinguri. Așa că hai să-i dăm drum. Băga-mi ești piciorul! O să mai dăm, cred că 3 lovituri, cam așa ceva. Dacă nu v-ați prins, Tefro a vrut să ne bagi în datorii să nu mai venim aici. Acum, băieți, urmează crossbar challenge, l-avem aici pe Robițu, pentru că el nu o să fie portat la proba asta. Acum, băieți, hai să vedem 5 fiecare, să vedem care e mai bun. Eu, fotbalistul începător, sau el, portarul de la Chelsea. Oh. Aici a doua, aici a doua, aici a doua. Ia. Ați văzut, băieți? Mamă, s-a văzut. Trebuie să dați un like și să vă abonați neapărat. Acum hai să vedem, Robițu o să dea două. Hai să vedem câte poate el să dea. Asta o punem pe clip, băieți, ca să știți. Bă, da, s-o loc. Clipul ăsta e trucat. L-a editat el, că eu am dat crossbar acum. Asta e
îmi poartă un shot? Da, hai. Incredibil, așa ceva nu se poate, băi, ți-a dat shot direct crossbar. Băieți, acum o să mai dau eu încă două și după robiți încă două. Urmează proba de dribbling-uri. GoPro. Nu mi zici. Mamă, băieți, ați văzut cât de aproape am fost? Băi, trebuie să dau măcar acum două, așa. Sau una. Haideți, băieți, urmează robițul. Hai să vedem de ce este în stare. Băgame. Slabă portare, slab. Băieți, acum urmează proba de dribbling-uri în care l-avem în poartă pe robițul. O să fac niște scheme pe aici. Niște dribbling-uri, hai să vedem dacă iese. Să-mi spuneți în comentarii cum am descurcat. Zi, robițule, ce notă îmi dai? 5. Bine, mi se pare corect. Băi, sper că v-a plăcut clipul, am muncit la acest clip alături de Robițu, am jucat fotbal, am încercat. Spuneți-mi în comentarii ce rating îmi dați și, Robițule, acum zici tu ce rating îmi dai, așa ca un fotbalist începător profesionist, așa? 54. 54, băi, eu zic că e bine, mai ales că m-aș încadra în Liga, FIFA, Liga 3, a 2, așa să zicem, hai, da. Să nu fim serioși. Am Mordovei. Am muncit ceva la acest clip, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să vă lăsați opinia în comentarii. Eu am fost Ștefu, el a fost Robițu. Până data viitoare, ne auzim, pa, pa!